Am revenit în direct, dosar de politician, informație de ultimă oră, infecție cu stafilococ auriu la secția de nou-născuți a maternității Giulești din capitală, 12 copii noi-născuți confirmați cu stafilococ auriu, alți 2 copii așteaptă rezultatele de laborator, 11 angajați ai spitalului ai maternității Giulești identificați ca purtători ai acestei bacterii, stafilococ auriu, da, care poate duce la infecții și la probleme medicale extrem de grave. Ministrul Sănătății a comandat un control. Direcția de Sănătate Publică București, de asemenea, așteptăm intervenția ministrului să vedem care este situația la zi, situația după o zi extrem de complicată pentru cei de la Ministerul Sănătății. Haideți să vedem informațiile și să intrăm în dezbatere. Un prim raport după analizele de laborator dispuse de DSP la maternitatea Giulești a scos la iveală o posibilă cauză a infectării bebelușilor cu stafilococul auriu. 11 angajați de la secția de neonatologie sunt infectați cu această bacterie periculoasă. Controlul este încă în derulare. S-au recoltat exudate nazale de la un număr de 49 de persoane din secția de neonatologie, din totalul de 55 de persoane. Pentru 38 de persoane s-au obținut rezultatele probelor recoltate, care au relevat că 11 sunt purtători de stafilococ auriu, restul de 27 fiind negativ. Se arată în raportul preliminar al DSP. Specialiștii vor recolta probe și de la ceilalți angajați ai maternității Giulești. Între timp, au limitat internările. Experții DSP le-au cerut medicilor de acolo să asigure doar urgențele medico-chirurgicale sau sarcinile cu complicații. În privința angajaților, au fost impuse măsuri drastice de igienă. Ministerul Sănătății are în vedere inclusiv închiderea temporară a secției de nou-născuți de la Giulești. În urma raportului pe care Direcția de Sănătate Publică îl va face și a rezultatelor de laborator, avem în vedere inclusiv această soluție. Pentru că este o soluție. Asta înseamnă că într-un interval de timp nu vor mai exista nașteri în această maternitate. Direcția de Sănătate Publică a declanșat ancheta epidemiologică la maternitatea Giulești imediat ce Ministerul Sănătății a fost anunțat de primul caz suspectat de infecție cu stafilococ auriu la un bebeluș născut acolo. 15 bebeluși născuți la maternitatea Giulești s-au îmbolnăvit după externare. Micuții au fost duși la Spitalul Grigore Alexandrescu, iar medicii de acolo au cerut analize de infecție cu stafilococ auriu. 12 cazuri au fost confirmate deja de către specialiști. 8 dintre bebeluși sunt internați și acum. Copiii sunt ținuți în permanență sub observația medicilor. Peste 48 de ore se așteaptă rezultate și în cazul altor 2 bebeluși. Între momentul ieșirii din spital și momentul în care ei apar ca internați la Grigore Alexandrescu, este cel mai mic interval, este de 10 zile. De la ieșire, de la externare. E posibil, într-adevăr, ca ei să fi luat pe mâini un stafilococ. Și ulterior, acest stafilococ, dacă nu s-au respectat niște măsuri, e foarte probabil că acest stafilococ să fi devenit patogen. Ieri însă, purtătorul de cuvânt al maternității susținea că bebelușii ar fi putut fi infectați în familie. Într-adevăr, sunt născuți la maternitatea Giulești, dar ei au fost externați clinic sănătos și au ajuns cu infecția în Spitalul Grigore Alexandrescu după 10, respectiv 21 de zile de la externare. Asta ce ar putea să însemne că acest stafilococ auriu l-au luat de la domiciliu? Așa, pentru... ia teoretic, părinții de oriunde. Și după cum știți, la noi este obiceiul că în momentul în care vine copilul acasă, vin și toate rudele să-l pupe. Infestarea cu acest virus este cu atât mai periculoasă, cu cât toți micuții care au probleme până acum au fost născuți prematuri. În cazul lor, diagnosticul se manifestă asemenea unei pneumonii sau a unei răceli care poate degenera. Infecția cu stafilococ auriu poate duce chiar și la deces, dacă nu este ținută atent sub observație. Europarlamentarul Cristian Bușoi ni se alătură dezbaterii, fost președinte al Casei Naționale de Sănătate. Bună seara, domnule Bușoi. Bună seara. Valentin Ionescu a rămas alături de noi. O așteptăm și pe doamna Soina Pintea, ministrul Sănătății, să dezbatem informația asta gravă, domnule Bușoi. Nu scăpăm de spectrul ăsta al infecțiilor din spitale, după toate scandalele din ultimii 2-3 ani de zile, de la Hexifarma și așa mai departe. Infecțiile intraspitalicești și rezistența antimicrobiană sunt subiecte de care nu vom scăpa curând nici în România, nici la nivel european și mondial. Vă pot spune că este unul dintre subiectele
pe care le dezbatem intens la Bruxelles. Am lucrat inclusiv la raportul care a fost dezbătut și adoptat de Parlamentul European. Evident, în România situația este mai gravă decât în alte țări europene. Chiar și pe puținele date pe care le avem, pentru că în România e evident pentru toată lumea că datele oficiale sunt subestimate. În realitate, existența infecțiilor intraspitalicești este mult mai mare decât ceea ce se raportează în mod oficial. Permiteți să vă rectific, cred că sunt falsificate, nu subestimate. Evident că dacă cineva... falsificat înseamnă a avea totuși niște date pe care apoi cu bună știință... Nu, pur și simplu, dintr-o autocenzură, din faptul că nu există o conștientizare a importanței și a gravității acestui fenomen, în foarte multe spitale nu se spune cu adevărat realitatea. Dar, dacă vreți două fraze pe chestiunea generală și apoi două, trei fraze pe România. În ceea ce privește situația la nivel european, chiar internațional, cea mai importantă problemă este aceea legată de lipsa unor antibiotice care să fie cu adevărat eficiente pe aceste superbacterii. Bacterii care au căpătat în timp rezistență chiar și la cele mai performante antibiotice existente. Și e o discuție întreagă și cu Agenția Europeană a Medicamentului și cu marile companii farmaceutice. Cel puțin în următorii 50 ani nu există nimic ca investiție majoră, și vorbim aici de miliarde de euro care trebuie investite pentru a descoperi aceste noi antibiotice, pentru că nu există cadru legal și cadru de rambursare atât de bine pus la punct și atât de atractiv pentru companii ca să investească această sumă de bani. Doi, deși s-a mai redus totuși automedicația și deși nu se mai dau antibiotice atât de ușor cum se dă acum 5-10 ani, totuși acest fenomen există, atât în domeniul veterinar, cât și în domeniul uman. Pe lângă toate acestea, în România se adaugă și o proastă organizare în interiorul spitalelor, se adaugă și o chestiune legată de o disciplină cu totul și cu totul deficitară. Dacă veți merge într-un spital din Occident și dacă veți merge într-un spital din România, veți vedea o mare diferență. Acolo nu poți să te plimbi la orice oră vrei și când vrei, nu poți să intri fără echipament de protecție cu adevărat. În sălile de operație, în zonele sensibile, se intră doar pe bază de cartelă. În România sunt doar câteva locuri, câteva secții, câteva spitale, mai ales private și foarte puține dintre cele publice unde se întâmplă lucrul acesta. De asemenea, iarăși în România, spre deosebire față de Occident, și chestiunea legată de substanțele cu care lupți împotriva infecțiilor intraspitalicești și s-a evocat mereu scandalul Hexifarma. Sigur că acolo încă nu e clar cine a greșit și în ce fel s-a greșit, dar situația nu s-a schimbat foarte mult. În continuare, în foarte multe spitale se merge pe cea mai ieftină substanță, pentru că așa e și legislația, pentru că nu au nici bani suficient, mai ales de când au crescut salariile foarte mult, la care se adaugă, domnule Bușoi, au crescut și contractările cu Casa de Sănătate. Cumpără substanța, apoi există practica asta dovedită de presă. De a o dilua. Bun, asta deja e infracțiune și e criminal. Dar chiar cei care nu fac acest gen de acțiune extrem de irresponsabilă, chiar și aceia care au o anumită atitudine mai responsabilă, din pricina legislației pe de o parte, din pricina bugetului extrem, extrem de strâns, mai ales de când au crescut salariile, și e bine că au crescut, dar trebuie bani și pentru alte activități în spitale, achiziție de medicamente, reactivi, chestiunea de organizare, de curățenie, partea asta de luptă împotriva infecțiilor intraspitalicești, de foarte multe ori se merge la limita de jos de cum ar trebui și cum, de fapt, recomandă ghidurile. Vă dau o știre și le dau telespectatorilor o știre. Acum două săptămâni a trecut oarecum nepreluată de presa centrală. Spitalul județean Brăila, de la domnul Tudose, fostul premier, Spitalul județean Brăila a rămas fără bani de medicamente. Nu mai pot să-și cumpere nici banalele aspirine, pentru că nu mai iau bani, nu mai primi bani de la bugetul central. Acum câțiva ani, mortalitatea evitabilă în România a fost calculată undeva la 60.000 de români pe an. Evident, nu există nicio țară în lume care să fie mortalitate evitabilă zero, adică să moară doar acei oameni unde medicina și știința în acest moment nu mai poate face nimic. În orice țară a lumii există o anumită rată de decese care puteau fi evitate, cu mai bună organizare, poate uneori sunt și greșeli medicale,
dar în România ea este cea mai mare din Uniunea Europeană și gândiți-vă că în fiecare an un oraș de mărimea Giurgiului, de exemplu, dispare din condiții care puteau fi prevenite, din condiții care puteau fi evitate. Este groaznic. Este groaznic. Iar o parte a acestei mortalități ține de infecțiile intraspitalicești. Soina Pintea, ministrul Sănătății, ni se alătură imediat dezbaterii domnului Valentin Ionescu. 60.000 de români mor. Am auzit. E groaznic un oraș mediu din România. Eu vreau să... Mai pierdem 2-3 orașe prin exodul. Vă dați seama ce cheltuială este, că în general stocul de populație bolnavă e o cheltuială privită dintr-o perspectivă economică, dar trecând peste asta vreau să mai fac niște precizări dintr-o altă perspectivă. Sigur, eu sunt profan, nu sunt medic de meserie și nici nu fac administrare de spital. Stau să mă gândesc dacă procedurile sunt respectate, pentru că în cazul pe care l-ați menționat aici și cu care am început discuția, 11 asistente sunt purtătoare de acest stafilococ. Da. Eu mă întreb de cum de nu s-au îmbolnăvit ele mai întâi, dar mă rog, trecem peste asta. Deci aici e o problemă de procedură. Al doilea aspect este, în timp noi trebuia să demolăm spitalele, nici nu ne-am pus vreodată problema asta, nu știu din ce motiv, de bani sau de gândire, nici nu mai are importanță, să demolăm spitalele, să construim alte spitale noi, decât să cheltuim la infinit sume de bani, să dezinfectăm pereți sau mai știu eu ce. Deci un spital, după un anumit număr de ani, nu mai ai ce să-i mai faci, domnul Bușe. Așa este. Deci mai bine îl demolezi decât să te apuci să-l renovezi pe ăla și... Asta e o și... Deci asta e... spitalele regionale cu nu, trebuie demolat. Da, nu sunt făcute. Și atenție, că poți să ai spitale regionale, dar ai spitale locale, ai... Nu discut de alea private, că aia nu e responsabilitatea guvernului. Soluția care ar fi să demolăm... Da, trebuie demolată. Să demolăm spitalele actuale. Da, trebuie demolat. De 10 toate, de ani. Toate spitalele care sunt vechi trebuie demolate. Stafilococul auriu, da? Ați auzit probabil de această bacterie. Am auzit, sigur că am auzit. Și multe, ca profan am auzit. Multe relatări de presă în ultimii ani. E cauza principală. Este o bacterie patogenă. Duce la infecții extrem de grave, ce pot pune viața în pericol, de exemplu septicemia sau meningita. Ele sunt extrem de grave, aceste infecții, în special pentru copiii nou născuți, pentru că de fapt asta este știrea de astăzi, 13 copii infectați cu această bacterie la maternitatea Giulești, plus încă 2 nou născuți în analize. Da? Vă dați seama că ne trebuie o planificare, pe ce discutam mai devreme, care să-ți ia 15-20 de ani. Nu poți așa imediat să demolezi toate spitalele. Îți trebuie niște sume de bani. Acum, vreau să facem parodie. Dacă ne uităm în programul de guvernare al PSD, ei vreau să construiască, nu mai știu, 8 spitale sau câte vreau regionale. Nu numai că n-au făcut niciunul sau ce modalitate de finanțare au găsit, că te apucă râsul, n-au fost în stare nici și bani europeni să utilizeze pentru asta. Și suntem într-o situație de deadlock, de blocaj, care va întârzia, de fapt, orice investiție în sănătate pentru, nu știu, 5-6 ani. Dacă s-o cotez și ăștia 2 ani care au mai rămas, în care trebuie să-i mai suportăm pe indivizii ăștia, care se numesc socialdemocrați și care n-au nimic de a face cu socialdemocrația. Doamna deci, Soina Pintea, bună seara, mă auziți? Bună seara, vă aud. Care este situația la zi, să spun? În acest moment, pe cazul de la maternitatea Giulești, evident. Da, în acest moment, Direcția de Sănătate Publică, de fapt în cursul serii, a decis sistarea activității pe o perioadă determinată a maternității Giulești. Ce se întâmplă cu copiii? Ceea ce înseamnă că pacienții care sunt acolo rămân internați, li se vor lua analizele specifice. Dacă sunt contaminați cu bacteria respectivă, li se va administra tratamentul. Nu am închis temporar această maternitate pentru că ar fi însemnat să mutăm pacienții la alte maternități și să riscăm să mutăm și bacteria în același timp. Timp de o săptămână, inspectorii Direcției de Sănătate Publică vor monitoriza zi de zi activitatea și modul în care se recoltează analizele pacienților de acolo, astfel încât să eliminăm problema. Ce riscă acei nou născuți, doamna ministru?
Știți foarte bine că nou-născuții care au fost internați la Spitalul Grigore Alexandrescu sunt tratați, sunt stabili. Nu sunt în pericol cei internați acum în maternitatea Giulești, dar trebuie să... Garantați dumneavoastră că nu sunt în pericol. Este o garanție sau opinie personală? Că se vor lua toate măsurile care... S-au luat toate măsurile care se impun într-o asemenea situație. Am înțeles. Dumneavoastră spuneți că s-au luat măsurile. V-am întrebat dacă aveți o garanție sau o certitudine în chestia garanția asta. Garanția pot să dea specialiștii și medicii. Eu, în calitate de ministru și Direcția de Sănătate Publică, și-am făcut datoria în ceea ce privește procedurile și modul în care au administrat această problemă. Ați făcut o analiză de când sunteți ministru al Sănătății pe infecțiile intraspitalicești? Știu că era una dintre prioritățile dumneavoastră la preluarea mandatului, mai ales că am avut scandaluri publice cât se poate de mari pe tema asta. Așa este, domnul Năstire. Am gestionat sau încercat să gestionez această problemă. Dar dacă țineți bine minte, în august am făcut niște declarații privind modul în care nu știm să ne spălăm pe mâini, nu știm modul în care să ne păstrăm igiena personală în spitale. Și am fost ironizată. Adică ministrul Pintea se ocupă de spălatul pe mâini. Uite că tocmai acest nespălat pe mâini ne-a dus în această situație. Adică sunt anumite lucruri pe care nu știm să le luăm în serios. Faceți educație în spitale, doamnă, nu știu. Mai în glumă, mai în serios. Faceți educație medicilor, în spitale și asistentelor. Ministrul nu poate să facă educație zi de zi. Prin urmare, trebuie să fii responsabil. Sunteți titular de domeniu, doamna Pintea. Dacă nu o faceți dumneavoastră, nu pot să o facă alții de la transportul, de exemplu, sau de la economie. Cred că ministrul de resort face chestia asta. Face acest lucru prin reprezentanții săi, direcțiile de sănătate publică, da, și prin fiecare angajat din spitale. Exact. Facem asta. Dar nu pot controla, din păcate, pentru că aș face-o. Am spus la un moment dat că inclusiv unghiile mari și părul lăsat liber în timpul serviciului ne pot aduce multe prejudicii. Bineînțeles că am fost ironizată și atunci. Aplicați protocoale și proceduri din străinătate. Cred că nu e foarte complicat să le găsiți la spitale din Occident. Sunt deja implementate, să știți. Trebuie să le mai și respectăm. Degeaba le implementăm, degeaba semnăm că le-am citit, dacă nu le și implementăm și nu respectăm regulile. Da. O să... Intuind parcă ce se va întâmpla, în luna noiembrie... În planul tematic de control al Ministerului Sănătății erau și maternitățile. Se pare că n-am greșit. Intuiția mea a funcționat. Doamne ferește să nu se întâmple ceva la maternitatea Giulești. În subsidiar mai am o întrebare. Mă bucur că sunteți optimistă. O întrebare legată de spitalele regionale, da? Dacă tot discutăm, în ce stadiu sunt aceste proiecte? Câte sunt? 3 spitale? 5? 8? Cum suntem cu discuțiile astea? Știu că astăzi în spațiul public, din păcate, nu sunt foarte la curent cu declarațiile președinte Tixă de la Consiliul Județean Cluj. În acest context s-au creat multe întrebări. Și pot să vă spun că avem 3 spitale regionale care vor fi finanțate parțial prin fonduri europene. 150 de milioane de euro pentru toate cele 3. Bani pe care România îi va atrage. Costul unui spital este mai mare și atunci cu siguranță trebuie să căutăm acele surse de finanțare spre a finaliza aceste investiții. Estimarea costurilor unui spital regional nu le-a făcut nici Ministerul Sănătății, nici statul român. Este vorba de o echipă de consultanți ai Băncii Europene de Investiții, cu care România a semnat un contract în 2016. Vorbeam de Spitalul Regional Cluj, că este la modă. Terenul aferent acestui spital a fost cedat, hai să spunem așa, Ministerului Sănătății în 2017, la sfârșitul anului, în octombrie, noiembrie. De atunci au început demersurile pentru a putea finaliza anumite lucruri care să ne ducă, care să-i ducă pe consultanți la finalizarea studiului de fezabilitate. În acest moment, cu toată simpatia, nu vă supărați. Pe oameni, pe români, îi interesează amănuntele astea birocratice. Pentru că, știți, de vreo 20 de ani tot auzim explicații. SF-uri, studii, proiecții, așa este, de vreo 20 de ani se tot construiesc. Dar este prima dată
când se fac pași concreți și suntem foarte aproape. Adică cele finanțiale vor fi depuse la Bruxelles în luna decembrie, la sfârșit, în ianuarie, la început, pentru toate cele trei spitale regionale, Iași plus Craiova. Celelalte spitale pe care guvernul și le-a asumat să le facă prin programul de guvernare vor fi construite cu parteneriat public-privat. O, Doamne! Este o vrăjeală. PPP-uri, da. Da. Hai să trecem. Și ați găsit investitorii pentru PPP-uri? Nu cred că este potrivit, pentru că... Ați găsit investitorii pentru PPP-uri? Doamne, de unde sunt? Doamne, cât se poate... Este cât se poate... Este cât se poate de potrivit, pentru că parteneriatul public-privat, care este, din păcate, prost definit în legislația română, este, de fapt, o structură de management având la bază mai multe contracte. Da, poate să fie și contract de concesiune și de închiriere și de... Sunt mai multe la bază. Sunt de acord. Și care presupune, pe de altă parte, o împărțire de costuri și de beneficii. Dacă n-ai o estimare pe beneficii, ca să vezi foarte clar, nu se face niciun parteneriat public-privat. Știți voi să vă spun că avem o estimare de beneficii, pentru că nu uitați că am condus un spital. Estimarea trebuie făcută, estimată, doamne, și de privat, nu numai de dumneavoastră. Bun. Până, doamna Pintea, până desenăm pe pereți PPP-uri, să revenim la ce avem concret. Ați spus că veți depune documentația în decembrie sau ianuarie pentru cele trei, da? Asta este știrea, depuneți documentația. De la momentul în care depuneți documentația, până... De la momentul în care depuneți documentația, până se bagă, până intră buldozerul ca la primul șantier, cât va dura? Când vor începe lucrările efectiv? Când intră buldozerul pentru primul proiect de spital regional? Minim un an și jumătate, maxim doi. Da, este maxim vorba doi. De procedurile de evaluare, proceduri de licitație a proiectului. Sunt niște proceduri cu niște termene legale stabilite. Perfect. Eu sunt pesimist, spun 2 ani de zile. Eu sunt optimistă. Bun. Eu sunt pesimist. 2020, că așa e cu România, trebuie să fii pesimist, că altă variantă n-ai. 2020 intră buldozerul în șantier. Cât durează din 2020 până se termină spitalul, la cheie, să intre pacientul? Să continuăm în aceeași notă. Varianta pesimistă sau varianta optimistă? Pesimistă. Pesimistă, 3-4 ani. 3-4 ani. 2024. Exact. 2024, adică peste o guvernare și jumătate. Mulțumesc, doamna ministru, pentru intervenție. Ne-am lămurit. Domnule Bușoi, ce ar mai fi de spus? Evident că sunt multe de spus. Aici, chiar dacă există o echipă la Ministerul Sănătății care a încercat cel puțin ultima perioadă să accelereze puțin chestiunea construirii spitalelor pe bani europeni, cea mai mare problemă este lipsa de suport politic, după părerea mea, și lipsa de entuziasm a guvernului de a atrage fonduri europene în general și de a face aceste spitale în mod special pe fonduri europene. Și știți bine că cele mai complicate declarații și cele mai descurajante au venit de la cel mai înalt nivel al guvernului, de la consilierul primului ministru, despre care unii spun că ar fi, de fapt, de foarte multe situații, chiar primul ministru de facto, nu da, de iure, pentru da. Că de drept în acte încă doamna Dăncilă. De cele mai multe ori domnul Dragnea se comportă ca prim-ministru, dar din când în când, pe anumite chestiuni, domnul Vâlcov este prim-ministru. Și, mă rog, venind în față cu niște cifre și cu niște situații nu cu totul și cu totul exacte, lăsând de înțeles că se va da o sumă extrem de mare pe SF-uri, ceea ce nu era adevărat. SF-urile costă 1.800.000 și sunt plătite aceste SF-uri din banii BEI. E adevărat că proiectarea, toată chestiunea care ține de partea de promovare a proiectului, de pregătirea terenului, e cu totul și cu totul altceva. Dar cu bună știință s-au amestecat și a trebuit să iasă doamna Corina Crețu să explice mai clar lucrurile. Deci aruncând această informație, de fapt a pregătit terenul că din punct de vedere al deciziei politice, guvernul nu vede o prioritate în atragerea acestor bani europeni. E adevărat, un spital nu costă doar 150 de milioane de euro. Ultimele estimări sunt în jur de 400 de milioane de euro. Ori trei spitale, trecem de 1 miliard. S-au negociat 150 de milioane. Avem garanția doar acestor 150 de milioane. Eu vă pot spune însă
din experiența mea la Bruxelles și din noua mea capacitate de responsabil al Parlamentului European cu viitorul program de sănătate al UE 2021-2027, că dacă am pornit aceste proiecte, dacă am fi pornit aceste proiecte, la fel cum s-a întâmplat și la sfârșitul trecutului exercițiu financiar, când s-au redistribuit bani de la alte axe sau s-au plătit proiecte care nici măcar n-au început pe bani europeni, de exemplu, cardul electronic de sănătate a fost un proiect făcut din bugetul național și care la final, ca să creștem rata de absorție la un nivel cât de cât rezonabil, a fost acceptat de Comisia Europeană să fie decontat din bani europeni. Și aceste spitale puteau primi încă din acest exercițiu financiar toți banii care ar fi fost cheltuiți, și care toate fost lucrurile facturați. Astea nu le cunosc oamenii ăștia, ce spuneți dumneavoastră, toate detaliile astea? Le cunosc, dar... Avem comisar, avem europarlamentari, au, și PSD-ul are europarlamentari, nu conectați la informațiile astea. Le cunosc, astea, evident. Da? Deci puteam face lucrurile astea mai devreme. Scoase, ei sunt la guvernare de 6 ani. Au fost scoase în față de domnul Dragnea și de echipa sa de comunicare din campanie ca una dintre măsurile cu cel mai mare impact, aceea de a construi noi spitale în România. Nu doar din pricina infecțiunii intraspitalicești, ci din multe alte motive, aparatură nouă, circuite noi, medici care vor fi mai interesați să lucreze într-un spital ultramodern decât în locurile care le pun în pericol actul medical astăzi. Domnule Bușoi, dar deși când? S-au promis acest lucru, domnul Dragnea și Partidul Social Democrat, în mod evident, nu au făcut niciun pas. Și dacă cele trei spitale regionale pe bani europeni se mai ivește o luminiță la capătul tunelului, celelalte 5 spitale regionale, dintre care unul e marele spital republican de care vorbea domnul Dragnea și pe care îl tot clama a fi făcut din fondul de garantare sau fondul suveran, cum îi zic ei, n-au nicio legătură, sigur. Nu are nicio treabă, domnule. Oamenii ăștia desenează povești. E amuzant. Sunt, de fapt, niște proiecte care nu vor fi gata în 2020, cum au promis în 2016. Nu vor fi gata... Domnul Bușoi, am avut-o pe Ministrul Sănătății, da? Deci Pintea spune că în cea mai pesimistă variantă, avem un spital regional, două sau trei, dacă vor face, nu cred că o să le facă, în 2024. Dacă mai permiteți o frază, vreau totuși să-l apăr sau să explic mai clar ce a vrut colegul meu, domnul președinte Tișă, de la Consiliul Județean Cluj. Nu a fost o chestie împotriva guvernului neapărat sau împotriva Ministrului Sănătății, ci pur și simplu văzând că diferența între fondurile europene absorbite la nivel guvernamental și cele la nivel regional sau județean a fost mereu atât de mare, de la autostrăzi, de la proiectele de mediu, de la spitale, dacă vreți, propunerea și oferta pe care a făcut-o domnul Tișe a fost ca Guvernul României să negocieze cu Comisia Europeană ca proiectele să fie preluate de către Consiliile Județene, să fie gestionate acolo, banii să vină acolo și ei să fie responsabili cu construcția acestor spitale. De altfel, și colegul meu Marinescu, europarlamentar de Craiova, de Dolj, sau reprezentând zona Olteniei, a făcut o propunere similară pentru proiectul de la Craiova, pentru că nu e doar Cluj în discuție, și Spitalul mai Regional Craiova, și Spitalul Iași. Dacă nu puteți trage situație banii la guvern, la centru, lăsați-ne pe noi să încercăm să atragem banii aia, dar în local. Deci nu poți tu, guvern, exact, să tragi asta banii. Este una dintre lasă-mă soluții pe mine să încerc. Oricum, poate vă pot spune în premieră că începând cu luna ianuarie, Partidul Național Liberal va porni o campanie pe tema spitalelor regionale și mai ales pe cele trei spitale regionale pe bani europeni. Una din soluții va fi ca în următorul exercițiu financiar, dacă nu se poate din acest exercițiu, sau atunci când va fi un nou guvern în România, să se descentralizeze decizia la nivel județean. Evident, vom veni și cu alte soluții și vom încerca să ținem o presiune, încă o dată, nu atât pe Ministerul Sănătății, cât pe Liviu Dragnea, pe întreg guvernul, pe prim-ministru, pe cei care au decizii, inclusiv la Ministerul de Finanțe, dar sigur și pe Ministerul Sănătății, care trebuie să facă munca de zi cu zi, pentru ca nu se rata această oportunitate de a face spitale regionale, pentru că dacă până în 2022 nu începem aceste spitale, dacă nu-s licitațiile măcar pe finalizare, nu neapărat primul buldozer, cum spuneați dumneavoastră. Asta mă interesează, domnule Bușoi. Eu vă asigur că în următor exercițiu financiar nu vom mai avea argumente să cerem bani să le continuăm pe acestea sau pentru încă alte 3-4, cum am fi putut cere dacă aceste proiecte au succes. Ionescu, 2024, credeți că o să avem spitale regionale? Eu nu cred. Nu. Am discutat mai devreme că oricum ne trebuie un orizont de cel puțin 6 ani, chiar înainte de intervenția doamnei. 6 ani. De la anul? De la, da, pe anul ăsta s-a dus. 2025. Oricum, și să ai o anumită
concepție. Sigur, aici se ridică mai multe probleme. Una ridica și domnul Bușoi, domne, mai bine flexibilizez un pic alocarea resurselor, ceea ce e corect. Estimarea lor, bine, aici am niște semne de îndoială. De ce trebuie să coste un spital 400 de milioane e altă discuție, dar mă rog, depinde de dotare. La un spital de urgență regional de 400 de milioane. Da, aici e infrastructură anume și... un spital de 800-1000 care e mai mult decât urgență. Sunt și... Bun. Am înțeles, dar nu mă pricep eu la asta, nu mă bag în asta și am întrebat, doar atâta. Nu, cam astea standardele costă nu e. Eu mă pricep la altceva, nu mă pricep la asta. Ideea, pe de altă parte, ce vorbea doamna ministru mai devreme, am semne de îndoială. Parteneriatul public-privat în România nu a funcționat pe niciun proiect anume, nici în infrastructura rutieră, nici în alt domeniu. A fost mai degrabă, cum să vă spun, sursă de a obține informații la un moment dat când vrei să faci o licitație și să ocolești o competiție. La spitale, unde tu nu ai soluționat încă, de pildă, o finanțare adecvată pe serviciu medical, nu-ți vine nimeni, domnule, în parteneria public-privat. Deci, în momentul de față, statul, de pildă, finanțează atât spitale publice cât și spitale private pe anumite servicii. Eu așa știu. Nu le știu pe toate. Bun, așa ok. Este. Ok, problema este prin Casa Națională, care Casa Națională e mai puternică decât Ministerul Sănătății. Cam așa dreptate, dar... În fine, ideea este așa, dom'le, tot construcția și calitatea serviciului medical depinde de modul în care aloci resursele. E o problemă elementară, numai în România nu este elementară, pentru că se gândește centralizat, în așa fel încât, politic, să nu pierzi, de fapt, control asupra banului. Din cauza asta nu reușești să faci nimic. Iar parteneriatul public-privat, eu în parteneriatul public-privat, eu statul, trebuie să demonstrez unui operator privat că el va obține și un profit. Da? Asta înseamnă... Păi, altfel nu merge business-ul. Pe de ce asta înseamnă așa. Bani? Asta înseamnă să modernizezi și sistemul asigurării sociale de sănătate, pentru că omul ăla trebuie să-și tragă banul de undeva. Mult mai mult decât își trage în prezent. Da? Băi, ce pe serviciu medical, câți bani iau eu de aici? Cât iau eu bani pe medicamente? Și așa mai departe. Că nu plătește numai privatul. Doi, am și servicii private prin firme private de asigurare care să facă medical. Au făcut toate calculele astea? Nu, și este o știință veche, încă ceva să mai spun. De 30 de ani, ca să vă dau un alt exemplu, în materie de asigurări, de pildă, se studiază pe costuri, hazardul moral la contracte de asigurare medicală. La noi nu s-a discutat vreodată treaba asta. Hazardul moral. E interesant. De ce? Dom'le, de ce eu ar trebui firmă de asigurare să plătesc peste un anumit nivel o asigurare medicală, când ea, de fapt, în realitate, costă mai puțin? Știți câte discuții sunt pe subiectul ăsta? Sunt mii de pagini. Numai pe subiectul pe care îl spun acum. Și anume, asigurarea medicală. Nu pe altceva. Haideți să luăm pauza comercială. Doar o frază în completare. Strict pe chestiunea cu PPP-urile, sunt două probleme majore pe care le invocă toți posibili investitori, că și noi discutăm cu investitori. Dacă aparent povestea sună ok, vin unii cu bani și fac spitale. Vă spun care sunt două probleme. Să lăsăm să vină prima cu bani, mare domne. Problemă este că la contractarea cu sistemul public de asigurări de sănătate, astăzi tarifele sunt mult sub costul real. Sunt mult sub costul real, majoritatea tarifelor, și atunci cei din privat fie vin cu o zonă de coplată acolo unde li se permite, fie vin cu servicii adiacente pentru a ajunge la costuri. Și doi, în România legislația nu permite contracte multianuale. Ori orice bancă din lume, orice fond de investiții care vrea, dacă vine vreun om super bogat, un mecenat, dar foarte rar, să facă un spital în PPP și nu-l interesează chestiuni financiare, e o altă discuție, da? E greu să crede. Cum ar veni un teldrum, da? O să vină un teldrum să facă un teldrum spital. Teldrum de mecena. Așa. Dar poate fi un mare șeic sau bun. Și atunci de ce să fac parteneria public-privat? Orice bancă de investiții, orice fond de investiții, orice banc, orice finanțator îți cere un contract pe mai mulți ani. Ori în România Casa de Sănătate nu poate face decât un contract la un an la altul și în fiecare an el se negociază. Ori toți cei care au venit să investească în România până acum au spus că acesta este un impediment major, că nicio instituție financiară pe un astfel de model de a finanța un spital nu va accepta vreodată să vină cu o mare investiție. Ok, și cum rămâne cu parteneria? Nu e cum să faci. De șase PSD este la guvernare și zero autostrăzi naționale,
Zero spitale. Asta știu pe cifre, este o realitate cât se poate clar. Restul poveștilor, PPP, intră doamna ministru că bagă buldozer în 2020, în 2024 era un ministru, spunea că face autostrada Pitești-Sibiu, că începe în 2020, că poate e terminată în 2026. Povești. Nu ne interesează. Eu văd zero. Zero autostrăzi, zero spitale noi construite. Pauză și revenim. În ce sens? Permisul de muncă să fie același ca și timp în toate statele. Nu mai ai voie după primul permis să-ți renuiești dreptul de muncă, ca să fii obligat să migrezi în Europa. Ca așa dacă se duce în Germania și tot primește drept de muncă, păi nu o să se întoarcă cel din Germania care lucrează în veci, în Croația, în România, adică țări de unde poate forța de muncă a plecat. Maxim 5 ani și la revedere, după 5 ani te duci în altă țară și îți cauți loc de muncă. Remarcați satisfacția acestui individ? Satisfacția. Și vei fi obligat să migrezi. Și a spus-o așa, cu plăcere. Și vei fi obligat să migrezi prin Europa. Să-ți iei boceluța după 5 ani din Italia, să mergi în Germania. Sau să te întorci în România, în cazul unor cetățeni români, da? Ei, declarațiile astea, într-o țară normală, trebuiau să fie urmate neapărat de o remaniere, de o dare afară din funcție, de o demisie, de ceva. Iar Orlando de 3 zile, după ce a lansat chestia asta, tot partidul, tot PSD-ul i-a sărit în cap, a dispărut și ăsta, probabil că s-a îmbolnăvit de o pneumonie ca și Dragnea, și toată lumea încearcă să pună Batista pe țambal. Domnule Bușoi, veniți de la Bruxelles, da? Teodorovici, înainte să facă declarațiile astea, a fost în Consiliul Ecofin. S-a dus și le-a prezentat tuturor miniștrilor de finanțe din Europa ideea lui Creață. Nu cred asta. Ba da, este 100%. Păi, aseară l-am avut pe parlamentarul Năsui de la USR, care a confirmat informația înainte, a fost în Consiliul Ecofin cu propunerea asta. Este propunerea lui și a acestui guvern pentru ianuarie 2019, când intrăm în președinția Europei. Da? Asta este ideea lui. Nu este o glumă, nu este un fake news. Nu, pare a fi ideea lui, pentru că a spus-o cu multă convingere. Evident, într-un stil de-asta așa mai de poveste, de bârfă, nu neapărat într-o declarație oficială și fără, cred, să fi gândit foarte mult la ceea ce înseamnă libera circulație a persoanelor, la ceea ce înseamnă regulile de bază ale Uniunii Europene și faptul că nu poți să faci astfel de limitări decât în anumite condiții foarte stricte, pe un timp limitat și, evident, pentru anumite categorie, explicând foarte clar și motivul și momentul la care astfel de restricții ar putea să iasă din discuție. Aduceți-vă aminte la începuturile prezenței noastre în Uniunea Europeană, situația unor lucrători români din Italia, din Spania, din Marea Britanie, anumite restricții care oricum au trebuit să fie ridicate imediat. Eu de asta nu cred că cineva ar fi putut să asculte așa ceva într-o reuniune oficială europeană, așa cum vă asigur că cel puțin prin documentul oficial privind prioritățile României în timpul președinției ianuarie-iunie 2019 la Consiliul Uniunii Europene, astfel de aberații nu se regăsesc, pentru că nimeni n-ar putea să le accepte. Altfel, dincolo de ideea aceasta care suscită nedumerire, râs, cred că mai e o chestiune. Este mentalitatea tipic pesedistă, prin care, în mod evident, nu dau niciun fel de valoare, dacă vreți, pe românii care merg în străinătate, care-s nevoiți să plece în străinătate, pe felul în care fac rău României și îi obligă pe alți români, săptămână de săptămână, lună de lună, să plece în străinătate. Și acest gen de mentalitate pesedistă văd că l-a contaminat masiv și pe ministrul finanțelor, care cel puțin până de curând părea a fi un pic diferit. Dar se dovedește că toți sunt după chipul și asemănarea președintelui PSD. Da, era un domnitor moldovean, că tot discutăm de centenar, de istoria noastră, era unul Alexandru Lăpușneanu, care pe patul morții striga: dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Deci PSD-ul, dole, nu vreți să stați în țară, eu vă vreau, zice PSD-ul român. Și vreau să vă trag înapoi, să vă leg de glie. Da, da, domnul Mare, am mai precizat și în prima parte a emisiunii că asta înseamnă o încălcare a articolului 45 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. 2.
Sunt aspecte de competență materială inclusiv în România, inclusiv în străinătate. În România, ministrul finanțelor își vede de politici fiscale, iar problema ridicată de el este de competența Ministerului Muncii, nu de competența domniei sale. Evident, corect. Același lucru este valabil la Consiliul Uniunii Europene, sub egidă, că există mai multe consilii acolo, la ECOFIN, care reunește miniștrii de finanțe și de economie, că acolo ai finanțe și economie, el se pronunță numai pe politici fiscale, bugetare, mă rog, ale Uniunii, pe politici financiare, care poate să cuprinde și partea de bănci și atât. Dacă te duci acolo cu povestea asta, păi aia apucă râsul cum a apucat pe mine. Băi, te rog frumos, ia-ți o pauză că delirezi, du-te, concentrează-te, ia-ți aer de afară, vezi că avem sucuri pe hol, după aia te întorci și mai discutăm, dar discutăm altceva. Deci asta ține de EPSO acolo, adică de reuniunea de Consiliul Miniștrilor care se ocupă de politici sociale și de piața muncii. EPSO, da? Ecofinul se ocupă de altceva unde dumneavoastră. E altă sală. Da, băiatul, ai grijă, ai grijă unde te duci. Vezi că e la altă cameră, te uiți și tu înainte. Trimis pe antemergător să vezi ce scrie acolo și să citești agenda în avion înainte. Deci problema cam așa stă. Altfel, sigur, e băiat simpatic. Mie îmi plac bancurile lui, dar când ești într-o poziție de genul ăsta, nu merge cu bancuri. Nu mai merge, adică ești serios acolo. Eu îmi pot permite acum, dar când ești într-o poziție publică, nu mai poți să faci așa ceva. Și asta ține și de cultură generală, două încolo. Deci a fost ani de zile ministrul afacerilor europene. Deci, domnule Ionescu, și Dumnezeu, cum poți să nu știi lucrurile astea elementare? Sistemul informatic al ANAF-ului este varză, la pământ. Sistemul VAMAL, la granițe, este varză. Da. Da? Și omul ăsta o bate câmpii cu... Românii care nu e prima oară. Omul are mari probleme în propria bătătură. Stai. Și povestește povești despre chestiuni care nu privesc pe el. Nu e numai asta. Acum o săptămână vorbea de faptul că este justificabil să ia banii din bănci, de la firme de stat. Dom'le, e aberant ce spune domnul. Deci după ce că s-a stabilit să le ia dividende, adică să le ia profitul sub forma dividendului, care asta merge pe legea 31, există o ordonanță de pe vremea lui Toader, care obligă să dea dividende și din rezerve, care alea sunt la capitalul propriu. Problema este că lipsind de resurse aceste companii, vor avea în anii următori mari probleme de finanțare. Bun, se spune, domnule, dacă au un cash flow pozitiv, se împrumută. Dar dacă tu ai bani în bancă, de ce să te împrumuți? Doi, dumnealui trebuia să știe un lucru elementar. Băi, omule, cine răspunde legal pentru faptul că eu, la companie, sunt forțat de dumneata, ministrul finanțelor, să desfințez niște contracte la termen, că acolo am depozite la termen, să pierd dobânda. Dobânda este o pierdere care era venitul meu. Venitul meu! Deci legal, cine suportă pierderea aia? Exemplul pe care l-ați dat, domnule Bușoi, arată dacă că, chestia elementară. Finanțe și guvernul nu prea se descurcă cu banii. Că astea sunt semnale, da? Faptul că împrumută miliarde în fiecare lună, faptul că devalizează companii de stat, arată preocuparea faptului că nu au bani la buget. Nu încasează suficient și nu încasează în primul rând pentru că au făcut cheltuieli nesăbuite. Și întrebarea mea următoare, cât mai merge povestea asta? Nu mai poate merge foarte mult. Bun, o dovadă este că, de exemplu, legea pensiilor e tot o poveste din felul PPP-urilor. Adică face astăzi o lege care se va aplica după 2020. Da. Ceea ce, în mod după evident... Nu, domnul Bușoi. Se aplică de la anul, pentru că sunt prevederi, atenție, bun, dar marile... pe punctul de pensie, ăla se aplică, iar în 2020 va fi o catastrofă financiară. Marile... Așa, în 2020. Dumneavoastră, în esență, marile promisiuni care se fac peste un anume timp. Asta pentru că, deși populismul nu are limite la actualul guvern și la actuala guvernare, totuși își dau seama că sacul este aproape gol. Domnul Șoi, asta este șocherie. Eu câștig alegeri în 2016 și îți promit că îți dau în 2021 după 4 ani în care eu sunt la guvernare. Deci eu câștig alegerile cu povestea asta în 2016 și îți promit ceva în 2021. Dar după 4 ani, în același timp se vede foarte clar că ceea ce promit nu este sustenabil din punct de vedere economic. Sigur, deocamdată lucrurile încă nu sunt turbulente la nivel european și mondial. Suntem pe o creștere care spun specialiștii, mai ales pe consum, pe o anumită mărire a exporturilor,
pe o anumită dezvoltare mai neobișnuită a pieței imobiliare, care și aceasta la un moment dat probabil va încetini, mai ales cu noile măsuri ale băncii naționale și cu anumite scăderi de creditare din partea băncilor comerciale, dar atâta timp cât tu risipești creșterea economică, nu investești, investițiile publice sunt la minimul istoric, atragerea de fonduri europene reprezintă un dezastru și tot surplusul duci în cheltuieli și mai ales în cheltuieli de acestea fixe care rămân indiferent de perioadele economice care vor veni, evident că nu ne miră că mulți economiști consideră că România este extrem de vulnerabilă. Și la prima adiere de vânt mai puternică, care va veni mai devreme sau mai târziu, pentru că așa ne învață istoria și așa e viața economică, România s-ar putea să aibă probleme mai mari decât a avut în trecut. Da, petrecerea, da, cum era numită, petrecerea grecească. Eu văd ce se întâmplă în România acum, un fel de petrecere. E petrecerea românească care inevitabil se va sfârși ca orice petrecere. Petrecerea însemnând salarii, pensii, toată lumea a petrecut în Grecia până când a venit norocia peste ei. Și apropo de chestia asta, mai avem exact un minut, urmăresc și eu presa economică, nu sunt neapărat un special, domnule Enescu, eu de un an de zile, aproape 2 ani de zile, de când guvernează PSD, nu am văzut nicio investiție străină cu 3 cifre. N-a mai venit unul să spună, domnule, fac o fabrică de 100 de milioane de euro, o fabrică de 200 de milioane de euro sau alte tipuri de investiții. Unele sunt blocate. Eu vă pot da exemplu de terminal petrolier în Constanța de 100 de milioane blocat chiar în de povești. De mulțumesc terminal, da? Domnilor pentru prezență. Urmează lumea lui Banciu. Rămâneți pe BMTV. O seară bună, numai bine!